Pădurenii sunt cunoscuți drept cei mai înverșunați păstrători ai tradițiilor. Chiar și în perioada actuală, când satele Hunedorene din ținutul pădurenilor se depopulează, cei care mai trăiesc în acest mirific tărâmă fac tot posibilul ca tradițiile să dăinuie. Un exemplu concret îl întâlnim în comuna Cerbăl, mai exact în satul Poiana Răchițelii, unde fosta cooperativă, magazinul sătesc din care localnicii își făceau aprovizionarea, se va transforma, în muzeu. Clădirea este una tipic pădurenească, făcută cum altfel din lemn, iar muzeul se va deschide până la finele anului în curs, fiind și un frumos cadou pentru pădureni de moș Crăciun. Aici este vorba despre cooperativa sătească. Cu mulți ani în urmă, aici toți sătenii se adunau și își cumpărau cele necesare traiului zilnic. Noi acum ne-am gândit să o transformăm într-un muzeu al satului. Eu sper ca într-o lună de zile să fie finalizată. Muzeul se va alătura celuilalt punct de atracție din Poiana Răchițelii, Parcul de Aventură pentru Copii. Accesul la aceste două obiective, dar și în întreaga comună Cerbăl, este ușurat de foarte bună rețea de drumuri care s-a realizat în ultima vreme, iar vizitatorii sunt destui. Acel parc l-am construit chiar anul trecut, chiar înaintea festivalului Țin Prăcințelor Pădurenești știind că foarte multă lume va poposi la acest festival, ne-am gândit ca să facem ceva și pentru copii. În acest an, pe timpul verii, au fost foarte mulți turiști care au venit în satul Poiana Rechițelii, dar chiar în, în comuna Cerbăl sunt mulți cei care ne-au călcat pragul. Datorită faptului că avem o infrastructură rutieră acum destul de bună, noi în, ultima, în decursul ultimilor ani am reușit să asfaltăm aproximativ 22 de kilometri de drum. Dacă pentru alte zone 22 de kilometri de drum modernizat ar fi un fleac pentru cei din Cerbăl, o comună cu populație redusă și cu un buget infim, mai mic decât prețul unui apartament la oraș, acest lucru înseamnă mult în condițiile în care aceste investiții s-au realizat și cu contribuție bănească proprie. Pentru Comuna Cerbăl înseamnă foarte mult, având în vedere faptul că Comuna Cerbăl are o populație de aproximativ 400 de locuitori și venituri proprii de 80.000 de lei, în condițiile în care doar cheltuielile curente reprezintă undeva la un miliard de lei vechi. Toate aceste drumuri au fost făcute pe proiecte, pe fonduri guvernamentale, chiar și pe buget local, pentru că eu am reușit să... și acest e singurul merit pe care eu mi-l asum, e faptul că am reușit să-i fac pe factorii decidenți din, din cadrul guvernului, din cadrul Consiliului Județean, să repartizeze sumele necesare pentru desfășurarea proiectelor în Comuna Cerbăl, deși avem o populație puțină. Cu o populație de circa 400 de locuitori, Comuna Cerbăl, care are în componență 10 sate, este a cincea pe lista celor mai mici localități din județul Hunedoara, dar se întinde pe o suprafață apreciabilă, aproape 1300 de kilometri pătrați.